Încă puțin și toți locuitorii din Mădulari vor avea apă la robinet. În satele Dimulești, Bănțești și Mamu se va lucra începând cu anul viitor la introducerea rețelei de apă. Pentru cele trei sate, investiția s-ar ridica la 1,3 milioane de lei. Comuna Mădulari urmează să primească finanțare prin programul Angel Salini, inclusiv pentru introducerea canalizării. Avem în satele Dimulești și Bănțești la deal. Amândouă așa le considerăm un sat și Mamu la deal. Avem undeva la 100 de gospodării în Bănțești, undeva la 70 în satul Mamă. Așa am zis și în restul de sate, că nu se branșează oamenii și avem branșe de 110%. Cam 170 de branșe ar mai fi, la o parte avem bani pentru Beca și Bănțești la deal, pentru satul Mamă avem materialul, adică conducta și cam ce trebuie 80%. Eu sper că în 2023 am în două satele către 2024 să aibă apă full. Nu plec de aici din primărie până la ultima asfalt, până la ultima casă. Deci am două sate pe din neasfaltate, două sate cu apa, dar cu apa am sigur și ce tot treaba, la anul vor avea apă. În schimb, la asfalt, ca o soluție, am și dat prin presă. Eu am avut licitația și terminat licitația pe acel FDI, pe satul Mamu și pe satul Bănțești la deal. Deci licitații terminate, dar, după cum știți, s-au dat o parte din bani, am primit 800.000 plus TVA, s-a stagnat proiectul, au zis că mutăm sau îl mută pe altceva, deocamdată nu ne-a dat altă sursă de finanțare, licitația e făcută, dacă primim mâine sursa de finanțare, poi mâine se poate începe, adică se reactualizează, că prețurile cred că se vor reactualiza, că când s-a vorbit acum 3 de zile sau 4 de alte prețuri, acum sunt alte prețuri și se va da drum. Deci licitația este făcută pe cele două saturi, Mamu și Bănțești la deal, adică un 800 cu 900, dar nu voi pleca din primărie până nu asfaltez, adică vreau și cele două sate să aibă condiții cum au și în celelalte sate, adică asfalt, apă și... Cât ar fi acolo însumat la încerugere? Cam 1800 de metri în total. Kilometru. Da, da, și la 1800 și o uriță la Gicul Preașcă, spunem acolo, tot așa de vreo 400 de metri. 2200. Aranjați 2500, cu totul și încheiat, adică asfalt la ultima casă, adică toată mea cu asfalt. Dar am zis, nu cedez, sper că n-am să găsesc suța de finanțare să și torn covorul, am turnat covorul și cam închei, apă, asfalt, adică se încheie. Urmează canal. Canalul am pe zona centrală, apoi mai mult satele, Iacove, Bărșoara și Bănțești pentru canal. Iar lucrările la apă, cam cât credeți că v-ar costa în acele sate? Cam păi nu, pentru satele Bănțești la deal și Dimulești avem 10 miliarde, 1 milion lei și pentru, am și spus mai devreme, satul Mamu am materiale cumpărate și mai trebuie mai lucrat pentru constructor. Să zic că acum mai trebuie un 300.000 de lei, 350 și dar văd cum fac prin bani special la anul, doar pentru alimentarea cu apă, mamă, adică vedem ce buget avem în ianuarie și eu sper să o rezolv, adică să ies cu toate satele cu apă în 2023, cred de 2024, adică toată lumea să aibă apă și asfalt și atunci discutăm altfel.